Trupul unui elev de la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia a fost găsit dimineață în fața clădirii. La scurt timp, un echipaj al ambulanței a ajuns la fața locului, iar medicii au început manevrele de resuscitare, însă elevul de clasa a noua a fost declarat mort. Din câte se pare, copilul a fost prezent la apelul de dimineață în haine militare, iar apoi a mers în cameră. Acolo s-ar fi schimbat în haine civile, iar la scurt timp a fost găsit căzut pe caldarâmul din fața clădirii, camera lui fiind situată la etajul 4. După cum susține site-ul alba24.ro, potrivit unor surse din cadrul unității de învățământ, elevul ar fi lăsat un bilet de adio în camera sa, adresat familiei. De asemenea, sursele susțin că elevul nu s-ar fi acomodat cu regimul și sistemul de învățământ militar. Băiatul este din Maramureș și a făcut cursurile primare și gimnaziale la școala Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Fosta învățătoare spune că era un copil vesel și este șocată de vestea primită. Era un elev foarte ambițios, foarte motivat, era vesel tot timpul. Nu-mi explic acum, ca și fost învățătoare, ce l-a determinat să ia această decizie, pentru că, din câte mi-a explicat anul trecut, a fost decizia lui să meargă la liceul militar. Fostului diriginte nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat. Înainte de sărbători se întâlniseră. Profesorul vorbește acum cu emoție despre elevul său și nu-i vine în minte niciun motiv pentru care copilul să fi recurs la un gest sinucigaș. Lucas a fost un copil deosebit, plin de viață, ambițios și a dorit foarte mult să ajungă la liceu militar. De la noi din școală a fost primul elev care a reușit să ajungă la liceul militar. Vestea asta ne-a luat prin surprindere pe toți, suntem dărâmați, sincer, am fost dirigintele lui. Nu pot să-mi explic de ce a luat această decizie. Chiar înainte de sărbători a venit în școală să ne salute și și ne-a transmis că e foarte bine și merge foarte bine. Nu pot să înțeleg de ce s-a ajuns la situația asta. Condoleanțe familiei și rudelor. O vecină a părinților elevului spune despre familia acestuia că este una model. Suntem vecini de ani de zile, sunt niște oameni foarte ok, copiii sunt foarte cuminți. Altceva nu pot să vă spun. Nu pot să spun nimic, absolut nimic negativ despre familia asta, despre copii. Chiar. Erau atât de cuminți, ne salutau. La evaluarea psihologică efectuată cu ocazia admiterii în colegiu, elevul a fost declarat apt. Acum trupul băiatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Alba. Cazul a fost preluat de procurorii militari.